Apar informații, doamnelor și domnilor, cum că domnul Dragnea s-a certat deja cu Tudose la 3 zile de la jurământul de învestitură. S-ar fi certat la telefon luni seara foarte urât, astea sunt informațiile pe surse, le luați cu titlul de inventar. Iar domnul Tudose, foarte interesant, la o conferință de presă a vorbit și despre programul de guvernare, despre care sursele spun că nu prea e mulțumit așa și nu are de gând să-l pună în aplicare. Zice că întâi o să facă niște simulări și abia apoi o să aplice programul de guvernare asumat, așa cum știm cu toții în Parlament. Haideți să vedem explicația și apoi sunt fumigene sau e ceva real la mijloc? Sunteți sceptic în ceea ce privește programul de guvernare? Nu, nu sunt sceptic în ceea ce privește programul de guvernare, sunt optimist, este singura șansă a României să iasă din zona în care e, să ne dezvoltăm. Am mai spus-o și vă repet. Tot ceea ce, pe ceea ce a creat această emoție, cu suprataxa, cu anumite măsuri fiscale, am spus că nu sunt de acord, ceea ce am spus cu toții, de o implementare rapidă, fără simulare. Vom face toate simulările posibile, dacă se vor dovedi că există și variante bune, le vom aplica, dacă simulările au ca rezultat faptul că nu se pot aplica, că fac mai mult rău decât bine, nu vor fi aplicate. Da, da, a fost un program de guvernare votat în Parlament. Dacă veți considera că nu sunt bune aceste măsuri? Da, exact ce v-am spus. A fost un program de guvernare unde spune că vom analiza posibilitatea introducerii unor taxe. Dacă aceste taxe pe simulare dau eroi, nu le vom aplica. Dacă dau rezultate bune, le vom aplica. În ceea ce privește acel cazier al firmelor care ne ocară probleme, va fi un cazier complet, nu numai cu cei care lucrează la Ministerul Transporturilor. Sunt o mulțime care au nenorocit proiecte și la Ministerul Dezvoltării și în contracte direct cu autoritățile locale. Vom face un cazier complet cu toți la gazetă. Domnul Andronic, e real sau e fumigenă? Eu nu cred în povești de astea că s-au certat la 3 zile de la desemnare. În primul rând, domnul Tudose nu mi se pare în stare să certe cu Dragnea. 1. 2. E genul de știre care, dacă vreți, informație pe surse, care are drept scop conturarea unui profil de războinic, unui prim-ministru, care până acum a fost identificat mai mult cu altceva decât cu Palatul Victoria. Deci s-au spus și oricum Facebook-ul era plin de tot felul de comparații care nu-l avantajau pe domnul Tudose și nu vreau să intru în detalii, dar era mai mult spre profilul Nicolae Văcărăiu decât spre cel al lui Teodor Stolojan, ca să folosesc o comparație. Mie mi s-a părut ciudat. Cum pentru zice cei mai bătrâni. Cum îndrăznește domnul Tudose să spună că dacă nu dau bine simulările alea, nu le pun în practică? Nu, ce a spus este o banalitate. Ce a spus este o banalitate. Nici n-ai cum să dai drumul la niște majorări de taxe fără să faci o simulare, mai ales când vorbești de, dacă vorbim de impozitul pe cifra de afaceri, dacă îl aplici prost, doar așa că ți-a năzărit, falimentezi zeci de mii de firme care oricum nu se simt bine. Dar stați puțin, programul de guvernare cum se face? Nu se fac niște socoteli, niște simulări înainte și trecem să vedem ce... Nu, pentru că ei s-au grăbit. Și îl punem în aplicare... Care? Credeți că au făcut simulări între Grindeanu și Tudose? Au făcut vreo simulare? Ei păi, dar nici nu avea cine, că erau demisionari. Înainte de Tudose nu îndrăznea nimeni să pună la îndoială Biblia, programul de guvernare. Ce a zis la evaluare? Asta cu impozitarea pe cifra de afaceri nu era în programul de guvernare înainte, da? A apărut acum domnul ca o năzbutie. Dragnea l-a dat afară pe Grindeanu că au fost întârzieri. Dragnea l-a dat afară pe Grindeanu să facă un guvern de Uniune Națională. Da, asta ca să facă un guvern de Uniune Națională. Asta e altă discuție, dar nu i-a ieșit. Da. Din punctul de vedere al... Și nu prea vorbim de asta și nu-i bine. Din punctul de vedere al acestei năzbutii, ceea ce a spus Tudose este nu numai ok, dar este de bun simț. Și Dragnea astăzi în intervenția lui a dat înapoi, pentru că această impozitare pe cifra chiar e o năzbutie. Da? Gândiți-vă că sunt firme care au 2-3%, e mult 2-3% profit, adică le omor cu totul și cifra de afaceri imensă. Nu, dar una e să ai profit și alta este să ai 2-3% profit și alta este să spună pe cifra de afaceri. Păi da, tocmai asta impactul e mult mai mare. Au cifra de afaceri. Adică nu imensă, e că îmi iau 1% imensă din profit. Nu, nu, au cifra de afaceri imensă, pentru că ei se ocupă, nu știu, cu... Gândiți-vă la traderii de cereale, da? Ei iau niște 0,01 bani la kilogram, nu știu de ce sunt morți, și tranzacționează acolo
zeci de milioane de euro, da? Și profitul lor e undeva foarte mic, pentru că profitul se ia din rulaj. Deci, practic, e omor de tot și așa mai departe. A, că are o problemă și a vrut să o spună public și după aceea a găsit el o soluție așa ca la Teleorman, asta e altă discuție. Problema că, într-adevăr, multinaționale sau supranaționale, că nu știu la care dintre ele se referă, sau investițiile străine, că sunt trei categorii și aici, că și pește omori. Dacă îi bași pe toți în aceeași categorie multinaționale și spui că sunt răi, e foarte rău. Pentru că sunt investitori străini, sunt multinaționale și sunt acele suprastatale care... Ați încercat să găsiți o explicație la aberațiile pe care le domnul Tudose s-a apucat să facă niște numiri prin guvern, pe Teodorovici l-a pus consilier onorific, pe Valeca, s-a luat de șeful ANAF că nu sunt în cazul suficiente. Șeful ANAF fiind domnului Dragnea, de asemenea. Deci, nu sunt semnale prea bune. Da, poate vor să facă guvernul ăla de Uniune Națională în septembrie și nu știu cum să facă. Și când e cu moțiune de cenzură? Păi numai, că de data asta nu e cu moțiune. Nu le mai merge. Da. Deci mie mi se pare că pe zona economică lucrurile sunt scăpate sub control, au fost scăpate și până acum, nu văd vreun semn posibil de redresare. Eu am aruncat bani spre toată lumea. S-au trezit foarte târziu cu o grămadă proiecte economice blocate, inclusiv celebrul fond suveran de dezvoltare, care domnul Tudose fusese însărcinat de către domnul Dragnea. Ce se întâmplă acum? O bordură nu s-a pus în țara asta. Investițiile publice sunt la un nivel, cum spun, extrem de redus. Ei se vor întreba cu ce vin spre opinia publică, nu? Sunt o organizație rațională, vor să câștige puterea în continuare. Nu să aibă cu ce să vină. Domnul Turcan, dacă la simulările lui Tudose simulările trebuiau n-o făcute înainte. Bine. Simulările trebuiau nu făcute mai faci înainte. Nimic? Păi simulările tu le faci acum să faci simulări în mijlocul verii, la mijlocul exercițiului bugetar, așa, mie asta mi-arată că e o situație de criză. Domnul Turcan. Faptul că au înghețat angajările în sistemul de stat, de asemenea. Mulțumiți lui Dumnezeu că fac simulări. Da, puteau să le aplici. Mie mi se pare, dacă vreți, asta e semnul de dizidență față de Dragnea. Că premierul are de gând să facă niște simulări înainte să aplice o majorare de impozit. Nu, eu cred că simulările suntem la început acum. Bă, cineva și-a bătut joc de Dragnea, vă spun clar, cu programul de guvernare. Acest program de guvernare, am spus-o toți acum, este o fata, e ceva imposibil, e fata Morgana. Nu poți să faci așa ceva. Da? Dacă cineva a făcut acest program de guvernare, lua premiul Nobel și devenea prim-ministru toate țările lumii, prim-ministru mondial. Adică să mărești cheltuielile, să reduci veniturile. Deci este un ceva... singur lucru vreau să mai spun. 10 secunde. Să știți că Victor Ponta, nu-s vreun fan al lui, a avut o politică realmente mai spre centru-dreapta din punctul de vedere al economiei și al fiscalității, iar domnul Dragnea riscă să bage economia pe butuci. O grămadă de firme vor falimenta dacă ei introduc respectivul impozit. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență. Luăm o scurtă pauză și revenim în a doua parte a emisiunii cu domnul Traian Băsescu despre scandalurile din justiție.